SQTV lansează în acest început de an o nouă grilă de programe, iar tinerii și preocupările acestora sunt importante, pentru că nu peste mult timp această generație de tineri româno-canadieni va fi cea care va purta mai departe limba, tradițiile, spiritul românesc departe de țara de origine. Alexandru Țuțuianu face parte din acea categorie a tinerilor care au un vis și care cred că acesta va deveni într-o zi realitate. Visul lui este să devină star. Alexandru, care este visul tău ca artist? Unde te vezi tu de aici în câțiva ani? Eu în câțiva ani vreau să mă văd ca un gen de artist consacrat, adică care lumea poate să recunoaște, să știe că ăla e stilul meu, că așa sunt eu, știi, să fiu diferit de alții. Așa mă văd eu în câțiva ani. Dintre starurile noii generații muzicale, care este idolul tău? Nu prea am un idol, anume din cauza că eu îmi place... Adică vreau să fiu diferit de ceilalți, adică să nu copiez pe altul, că există deja. Deci vreau să fiu eu aparte și mai mult mă bazez pe mine. Alexandru a început să cânte în cadrul diverselor spectacole din comunitatea română din Canada, dar și pe scene canadiene. Versul de iubire în salvă ninge peste cetățuia. Pe Galata, pe Coponin, ce parcă Eminescu, ne joptește poezii, ninge desmăța Citandru, pe alea cu castan și nin soarea i-o colindă. Sănătate la mulți ani, sănătate la mulți ani. Reventând împreună cu noi programul religios de la Biserica Buna Vestire, Alexandru a participat la mai multe spectacole din cadrul acestei biserici, printre care a fost remarcat în comunitate și chiar susținut de către Alexandru Popescu, dirijorul corului de la această biserică, și totodată ajutat și de Lidia Constantinescu, care este pianistă și l-a susținut în toate concertele lui. La vârsta de 10 ani a participat la un concurs renumit, un concurs canadian Next Star, unde a câștigat Golden Tickets. Au fost peste 1500 de candidați în Montreal și el a reușit. Tot la 10 ani a participat la un concurs al comunității italiene, unde a cântat în limba italiană. S-a numit Super Fantastico, unde a luat mențiune, și de ce-l consider eu un an de aur, în acest an și-a făcut primul album cu melodii îndrăgite, cântate în limba română, franceză și engleză. A interpretat piese din repertoriul internațional și românesc. A jucat în piese de teatru nu tocmai ușoare în cadrul teatrului Ridendo, în Deale lui Caragiale și Deale lui Creangă, la Eurofest și la Biserica Sfântul Ilie din Montreal. A câștigat premii și mențiuni la concursuri canadiene, însă pentru el cel mai important moment de până acum a fost acela în care a fost remarcat de către cel care ulterior a devenit impresarul lui, domnul Jules Sotinel. The first time I discovered Alexandru was in a school Christmas show that my daughter and my son goes to the school. It's a school in Rivière des Prairies called Académie Louis Pasteur. And Alex was so impressive. He was singing a song, Happy Days. It was an old song from a movie that I used to watch. And me and my wife, we was like, wow, this kid is talented. And I said, okay, who's this kid? You know, he goes to the school. And my son, Justin, said, yeah, that's my friend, daddy. I said, tell his mother and his father I want to talk to him, you know? Yeah. So that's when everything began. When I met the parents, I spoke to Alexandra, the mother. She was very friendly, very open. And I said, you know what? We need to talk. And I think your son has something that we need to try to push for that. Because I love the voice. I love the talent. He was so strong. He was so convincing. As a young kid, so I was like, this is so impressive.
And this is that's where everything started. So since then, we pursue to work with Alex and Blue Sapphire Music, partner with Universal Music Canada. And so we think Alex would be a great, great talent. Probably the next biggest superstar since Justin Bieber in Canada. Alexandru a fost selecționat pentru Next Generation Showcase și acum iată-l urcând pe scenă pe 30 ianuarie alături de două superstaruri, Carl Wolf și Anjuli. So the Next Generation Showcase concert, it's a project that Blue Sapphire Music put together, and Alexandru is going to be one of the performers there. We have superstars, Canadian superstars like Carl Wolf and Anjuli, who are very successful in the Canadian music industry. And Alexandru is going to be performing alongside of the superstars. So what we do, we want all the fans, all the Romanian fans in Canada, in Montreal, to come and support Alexandru, because it will show a lot of respect for the community. And we want everybody to come out, bring your support, go to theatrendini.com, go to worldstars.com and buy your tickets. And come support Alexandru. The show is going to be a great show. Alexandru is going to be an exciting performance for everybody. Alexandru este un perfecționist și foarte serios în tot ceea ce face. Muncește foarte mult și suntem convinși că va deveni un artist cunoscut. Îi invităm pe toți prietenii și pe toți românii să vină să-l încurajeze la acest prim spectacol de anvergură. Vă invit pe toți la spectacolul meu, care este în 30 ianuarie. Vă invit cu drag. Puteți să vă cumpărați biletele acolo sau online. Mersi frumos pentru suportul al tuturor. Stimați telespectatori ai Escu TV, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Maria Ionicescu și vă aștept la o altă ediție a emisiunii Alegerea unei cariere. Pe curând! Consulatul General al României a găzduit o masă rotundă dedicată Zilei Culturii Române și aniversării nașterii poetului național Mihail Eminescu. Au fost prezenți oameni de cultură și reprezentanți ai asociațiilor culturale din Montreal, poeții Alexandru Cetățeanu, Adrian Erbiceanu, Ionela Manolescu, Livia Nemțeanu, scriitoarea Felicia Mihali, Fundația Româno-Canadiană, Alam Indicanu din partea CMQ, Calinic Toropu, președintele Agar, doamna profesoară Livia Datcu și domnul profesor dr. Anton Soare, istoricii Ioan Datcu și Marius Fincă, artiștii plastici Șerban Popa și Marc Marinescu. Și temerile lui nu mint. Fur și tâlhar întru Hristos. El printre frați trecus și os. Trupui bălan de osândit, cu pravila s-a răzvrătit. Știu, cândva, la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge misor ochii mie tot deasupra cărții sale. Pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătrus de sine însuși odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă. Într-o toamnă, zise unul, la un capăt de rezor m-am oprit să scot tutunul. Când de jos de la picior, fără veste, văd că-mi sare un șoldan cât un vițel și stârnește în goana mare alți vreo 7 după el. Trag cu ploaie în grămadă, fără să o țintez deloc. Cine s-a aștepta să-mi cadă 4 iepuri dintr-un foc? Nu trebuie înțelese florile. Ele trebuie să fie mirosite. Nu trebuie să fie înțeleasă pasărea. Lăsați-o pe ea singură. Nu-i faceți ramură din inima voastră. Nu-i beți cu respirarea voastră aerul. Aerul de sub aripă. Nu trebuie mai ales să înțelegem, trebuie mai ales să fim. Dar mai ales trebuie să fi fost. Într-adevăr, mai ales să fi fost.
Și adresez cu, din toată inima această poezie a lui Nichita pentru tot tineretul din ziua de astăzi. Pentru tot ce s-a întâmplat pe teritoriul pe care ne aflăm de mii de ani. Era populat, un anume tip de populație, care treptat acest teritoriu a fost depopulat și populat în sens invers, dacă vreți. Ideea m-a șocat, m-a frapat și m-a mobilizat să creez acest mesaj care este un afiș și îndrăznesc să spun chiar o teză de doctorat. De ce? Pentru că astăzi, după 20 și ceva de ani, un nou prim-ministru de o altă orientare pune altfel problema nativilor din această țară, mult mai pozitiv. Și este un lucru extraordinar. Deci, am creat această imagine care pleacă de la început, continuos, și se ajunge la Canada. Extraordinar. Foarte semnificativ. Acele 6 corturi tipi native. Primul a fost înlocuit de litera C. Al doilea de un C și un A. Al treilea de un C-A-N. Și așa mai departe, până ce toate au fost rase ca să se ajungă la măreața identitate Canada. Este o poveste tristă și 100% adevărată. E genial! Cu anonimă, unde îi scrie doar atât. Cu stimă. Și scrie acolo, spun din auzit, că Madame Popescu prea se compromite. Dar el n-a citit-o, nefiind francat. Și a trecut și asta. În sfârșit, odată, trebuie să plece Mișul la Vaslui pentru niște case. Un amic de-al lui, unul de la poștă, l-a forțat cu sila să ia trenul până la Chitila și să stea acolo tocmai timpul strict ca să-i poată prinde în flagrant delict. Și venind acasă Mișul și văzând lumină, a intrat în curte tocmai prin grădină. Și bătând la ușa care dă în balcon, cineva din casă i-a strigat, pardon? Zoe, sta de vorbă. Nu s-a așteptat, că era de vreme, 10 și ceva. Și crezând că-i Mâța sau un alt ecou, când văzut că-i Mișu, a rămas tablou. El părut deodată foarte încântat. Mă iertați, le zise, că v-am deranjat. Poate stați de vorbă. Poate că ți-e somn. Te grăbești prea tare, bun stimate domn. Și vedem la dânsul cu o voce calmă, vor să-l ia de guler, să-i dea o palmă. Domnule Popescu, nene, stai un pic pe parola noastră că n-a fost nimic. Dar bine, săracul nu știa ce zice. Dar găsim la urmă un moment propice, când văzut că treaba tot mărul se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. I-a luat cu bine. Nu scotea din drogă. S-o gădit că astfel a putea să o treacă, dar la urma urmei, ca să-l deie gata, început să facă ea pe supărata. Că odinioară l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa mușit. Și într-o când o clipă capul îndărăt, i-a strigat din ușă. Te-ai prăstit din tot! Toate astea însă n-au nicio temei, căci nu știe nimeni ce a fost între ei. Ei, și știți, aseară, după ce a stat ploaia, ce a aflat Tențica de la Procopoaia. Poetul Alex Cetățeanu a recitat cu mult aplomb în jurul unui divort de George Topârceanu, iar Victor Socaciu, consulul general al României la Montreal, de această dată în ipostaza artistului, a recitat cu multă emoție strofe din poezia interzisă a perioadei comuniste. Vândută soare hoardelor de afară, la târgul vremii vruna din moșii, eu nu găsesc pe lume bogății ce mi-ar putea plăti vreun colț de țară. Târziu de tot, în noaptea de tăciune, cu ochii grei de atâta nepătruns, se învrednici sihastrul de răspuns. Măria ta, eram în rugăciune, dar nu purta în suflet îndoială, cum că plăieșii și-au ieșit din minți, precupețind Moldova pe arginți, cum ai avut în suflet îndoială, bănuială. Ei zac în lanțuri lângă malul mării sau trag în juguri puse de călăi, iar bicele nu le rotesc ai tăi și brațul ce lovește nu-i al țării. Măria ta,
înseninează-ți fața. Arcașii n-au uitat să dea la semn. Așteaptă doar un chiot de îndemn să rupă lanțul și să ia săneața. Și vom clădi biserică frumoasă, cât ține cerul bolta coviltir, să încapă neamul întreg sub patrafir și să ne aduci cu minecați acasă. Când vorbim despre cultura română, cum este prezentă cultura română în lumea diasporei și luăm, de exemplu, cazul dumneavoastră? Vă rog, în primul rând, este cultura aceasta românească este prezentă într-o presă care, iarăși, în ultimii 20 de ani a crescut în mod spectacular. Practic, acum 20 de ani, nu exista ziar în limba română la Montreal. Acum avem vreo 5-6 ziare care păstrează fiecare câte o rubrică pentru artiști, pentru literați, pentru oameni de știință română. Deci menținem un contact constant cu ce se întâmplă în cultura română și în străinătate și în țară. De asemenea, tocmai datorită acestei schimbări demografice, s-au înmulțit organizațiile culturale stabilite, create, ca să zic așa mai degrabă, de românii din Montreal. Avem cel puțin două cenacluri, primim mulți actori și scriitori din România, care sunt foarte bine primiți de noi, cunoașteți tradiționala ospitalitate românească, deci există o efervescență bogată și variată. Avem multe lansări de cărți scrise de romancieri, istorici, poeți români, multe din aceste cărți publicate chiar în România, altele publicate la presele de aici și care se difuzează în diasporă grație mai ales acestor lansări de cărți. Eu sunt foarte bucuros că domnul consul general al României la Montreal, Victor Socaciu, care a fost și tatăl acestei inițiative în Parlamentul României de a proclama ziua de 15 ianuarie ca Ziua Națională a Culturii Române, a avut această inițiativă de a face acest lucru și aici, mai ales că sunt două asociații ale scriitorilor români din Canada la Montreal, este o viață culturală extraordinară și, cum spuneam, Canada este singura țară din lume care are 4 monumente ale lui Mihai Eminescu, la Montreal, la Hamilton, la Windsor și de asemenea la Edmonton. Mă gândesc la românii din Statele Unite care sunt de 10 ori mai numeroși și au și bani mai mulți și n-au niciun monument al lui Mihai Eminescu și fără ca să fiu lipsit de modestie, mă gândesc ce înseamnă acest lucru. Cred că înseamnă calitatea românilor respectivi și recunoștința și venerația pe care o au pentru cultura țării natale de unde au plecat. A fost o seară foarte bogată în evenimente, foarte emoționantă, s-au citit poezii și din lirica eminesceană și altor mari poeți ai culturii românești. S-a oferit și un tablou celebru al lui Aurel David, care reprezintă chipul lui Mihai Eminescu sub forma unui arbore și o altă surpriză, pământ din curtea casei lui Mihai Eminescu de la Ipotești. Iar știrea acestei activități organizate în seara aceasta a fost publicată și în România și ne bucurăm că a avut loc la Consulatul General al României la Montreal, care este teritoriul românesc și unde autoritățile României, deci practic ne-am reîntors pentru o seară acasă la noi în România. Doresc televiziunii ESCO o viață lungă și sunt bucuros să aflu că avem și noi un post local de televiziune ca și alte comunități care au de mai mulți ani de zile, pentru că în trecut l-am avut și după aceea a dispărut. Și urez românilor de Montreal multe zile frumoase. Televiziunea este un factor educativ extraordinar de important și de știri, se participe la activitățile culturale care se organizează în comunitate și se sprijine toate aceste mijloace de mass media, ziarele, radioul, televiziunea, din care cred că totuși televiziunea are un mare impact pentru că ai și imagine și sunet și sunt convins că întâlnirile noastre cu ESCO vor continua și în alte conjuncturi și în alte și la alte evenimente, pentru că nu ducem lipsă de evenimente, cât
ducem câteodată lipsă de inițiative și aici cred că ar trebui să ne mobilizăm comunitatea românească din Montreal și să avem și mai multe inițiative frumoase ca să ne aducem aminte de istoria și culturii țării noastre de origine, România. Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită sâmbătă, 16 ianuarie, și de către Ambasada României în Canada, împreună cu Ambasada Republicii Moldova, prin participarea la Festivalul Tradițiilor. Aflat la prima sa ediție, festivalul s-a desfășurat la Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria din Gatineau, unde au fost prezenți artiști de origine română și basarabeană din Ottawa, Gatineau, Toronto și Montreal. Întâlnirea a oferit ocazia evocării pentru toți cei prezenți a importanței sărbătoririi culturii naționale și a zestrei culturale comune, a creației poetului Mihai Eminescu, precum și a altor creatori români care au avut ca principală sursă de inspirație folclorul și arta populară. Bună ziua, bine ați venit la Sfatul Specialistului. Sunt Călina Jurjubala, avocat, iar azi vă voi prezenta recursurile pe care le are un angajat în situația în care este concediat fără cauză justă și suficientă. Așa cum vă spuneam în ediția anterioară, un salariat, un angajat care lucrează mai mult de 2 ani pentru aceeași persoană, pentru aceeași companie, poate să fie concediat doar pentru o cauză justă și suficientă. Angajatul, salariatul, în situația în care este concediat, iar el consideră că această concediere nu s-a făcut pentru o cauză justă și suficientă, are un recurs. Recursul se numește plângere la Comisia Normelor de Muncă a Quebecului, Comision de Norme du Travail. În termen de 45 de zile de la data concedierii, el este obligat să depună această plângere prin internet sau direct, prin telefon, poate să o completeze cu ajutorul unui reprezentant al Comisiei Normelor de Muncă. Comisia Normelor de Muncă poate să vă accepte, cum poate să vă refuze această plângere. În situația în care ea consideră că cererea dumneavoastră este irresevabilă, că nu se poate accepta, ea vă va trimite, vă va aviza prin scris refuzul de a continua, de a accepta plângerea. Dumneavoastră aveți 30 de zile din momentul în care ați primit acea decizie pentru a cere revizia ei directorului general al afacerilor juridice al Comisiei de Normelor de Muncă. În situația în care cererea dumneavoastră este acceptată, nu înseamnă că procesul dumneavoastră este câștigat, înseamnă că condițiile prealabile sunt îndeplinite. Procedura următoare este medierea. Comisarul de la Comision de Norme de Travail vă va propune o mediere. Medierea este condusă de către un mediator din cadrul Comisiei de Norme de Travail. El, în cadrul medierii, va participa angajatorul dumneavoastră, veți participa dumneavoastră, va participa avocatul eventual angajatorului dumneavoastră și avocatul dumneavoastră în situația în care considerați că aveți nevoie de serviciile acestei persoane. Medierea este o fază non-formalistă de reglare a unui litigiu. Inclusiv discuțiile, inclusiv mediul în care ea se desfășoară într-un birou neformal, toată lumea vorbește liber, sunteți lăsați să vă expuneți punctul dumneavoastră de vedere, este lăsat angajatorul să-și spună punctul său de vedere, avocații în situația de mediere vor doar puncta anumite elemente juridice în situația în care consideră necesar sau nu. Dacă medierea eșuează sau dacă dumneavoastră nu doriți să participați la această mediere, plângerea dumneavoastră va fi transmisă Comisiei de Relații de Muncă,
Comisia Relațiilor de Muncă va decide printr-o hotărâre dacă dumneavoastră veți fi reintegrat, dacă dumneavoastră veți obține o anumită indemnitate ca urmare a concedierii fără cauză justă și suficientă sau vă va respinge plângerea.